Deși Vaticanul este cel mai mic stat al lumii, acoperind doar 44 de hectare, importanța sa nu poate fi ignorată. Vaticanul este localizat în inima Romei, însă în ciuda acestui fapt este considerat un stat independent, cât și centrul catolicismului, locuința papei. Vaticanul a fost fondat oficial în 1929, dar istoria sa este mult mai veche de atât. Pe lângă asta, Vaticanul conține și una dintre cele mai vechi biblioteci ale lumii, constând din peste 35.000 de documente și cărți, datând chiar și cu 12 secole în urmă. Această colecție masivă de informații a alimentat de foarte mult timp speculații și teorii, mulți întrebându-se ce anume ar putea ascunde Biserica Catolică. În realitate, biblioteca este deschisă oricărui vizitator, însă un număr însemnat de persoane cred că există multe secrete pe care statul le ține ascunse de ochii publicului. Indiferent dacă acest lucru este sau nu adevărat, dată fiind istoria lungă a Vaticanului, este aproape imposibil să nu existe câteva aspecte ale sale pe care oficialii și-ar dori să le mențină ascunse. Papa Alexandru al VI-lea. Am crede că pentru a dobândi distinția unică de papă, persoana respectivă ar trebui să întrupeze cele mai importante caracteristici ale creștinismului. Însă, așa cum vom vedea astăzi, acest lucru nu este deloc adevărat. Au existat mai mulți papi care ar fi fost fix opusul doctrinei creștine, dar poate că cel mai notoriu a fost Papa Alexandru al VI-lea. Rodrigo Borgia s-a născut în ramura spaniolă a puternicii familii Borgia, unchiul său Alonso de Borgia fiind episcopul de Valencia și mai apoi cardinal. Rodrigo a studiat dreptul la Bologna, iar pe 22 februarie 1456 a fost numit cardinal de către unchiul său, care acum a ajuns Papa Calixtus al III-lea. În calitate de vice-cancelar al Bisericii Romano-Catolice, Rodrigo a reușit să strângă bogății enorme, conexiuni puternice și a fost tatăl unui număr mai mare de copii, deși a avut doar 4 descendenți legitimi. Viața lui a fost destul de controversată, fiind acuzat de nepotism, luare de mită și organizarea de orgii, deși toate aceste lucruri nu l-au împiedicat să devină papă. Ba mai mult, aceste activități nu au încetat nici după ce și-a însușit noile îndatoriri. După moartea lui Inocențiu al VIII-lea în 1492, a fost declanșată o luptă pentru putere în rândul candidaților papali, iar Rodrigo Borgia, acum în vârstă de 61 de ani, a reușit să mituiască cu succes cardinalii, fiind astfel încoronat ca și Papa Alexandru al VI-lea la câteva luni de la moartea Papei Inocențiu al VIII-lea. În noua funcție, Papa Alexandru al VI-lea și-a folosit influența pentru a crește puterea și bogăția familiei sale. El a numit 10 dintre rudele sale la Colegiul Cardinalilor, printre care s-au aflat inclusiv fiul său Cezar în vârstă de 18 ani și fratele mai mic al amantei sale, Alessandro Farnese, care mai târziu va avea să devină el însuși papă. De asemenea, și-a înzestrat aliații cei mai apropiați în statele papale. În tot acest timp, nu a renunțat la stilul său de viață hedonist, iar la 30 octombrie 1501, Papa Alexandru al VI-lea și fiul său Cezar au ținut cea mai infamă petrecere papală, formată din Alexandru, Cezar, aliații apropiați și 50 de prostituate. Benito Mussolini a semnat independența Vaticanului. În timpul unirii din secolul al XIX-lea, statele papale s-au împotrivit aderării la Italia, dorind în schimb independența. Totuși, Vaticanul nu a fost niciodată privit ca un stat independent, cel puțin până în 1929. Disputa dintre guvernul italian și Biserica Catolică s-a încheiat odată cu semnarea pactelor Lateran, care nu doar a permis Vaticanului să existe ca și stat suveran, dar biserica a fost compensată cu 92 de milioane de dolari, mai mult de un miliard în banii de astăzi. Infamul dictator Benito Mussolini, șeful guvernului italian, a fost cel care a semnat tratatul în numele regelui Victor Emanuel al III-lea. Un papa a fost judecat post-mortem. Sinod Cadaver a fost procesul postum al Papei Formosus condus de către Papa Ștefan al VI-lea. Judecata a avut loc în anul 857 după Hristos, când Formosus era deja mort de 7 luni.
cu toate acestea, el a fost acuzat de papalitate ilegală, iar trupul său a fost exhumat, îmbrăcat în ținuta oficială și adus la curtea papală pentru judecată. Ulterior, el a fost găsit vinovat, iar papalitatea sa a fost declarată a fi nulă. Cu toate acestea, mulți istorici cred că procesul nu a fost instigat pentru a păstra sacralitatea poziției de papă, ci a fost o decizie motivată politic. Vatican are una dintre cele mai ridicate rate ale criminalității. Fiind un stat atât de mic, numărând doar 825 de locuitori, poate că nivelul ridicat al criminalității nu este atât de surprinzător. Problema principală sunt numeroșii turiști ai Vaticanului, o țintă perfectă pentru hoții de buzunare. Situația este complicată și de faptul că Vaticanul nu are o închisoare funcțională și doar un judecător. Astfel, cei mai mulți criminali sunt pur și simplu duși peste graniță în Italia ca parte a unui pact între cele două țări. Crimele precum furtul din magazine sunt uneori rezolvate de către Vatican, în principal prin interzicerea temporară a infractorului în zona afectată. Vaticanul a lucrat cu Hitler. Așa cum vom vedea, regimul lui Mussolini nu este singura dictatură cu care Vaticanul a avut legături. De-a lungul timpului, Banca Vaticanului, cunoscută și ca Institutul pentru Lucrările de Religie sau IORE, a fost implicată în mai multe tranzacții neobișnuite, însă relația sa cu Hitler a fost cu siguranță cea mai controversată. Potrivit istoricului Gerald Posner, Vaticanul a primit anual un Kirchensteuer considerabil, ceea ce practic ar fi fost un impozit pe biserică de la Hitler. Din moment ce suma a fost plătită prin IORE, asta înseamnă că tranzacția nu putea fi urmărită de celelalte bănci occidentale, motiv pentru care la acea vreme Banca Vaticanului a devenit cea mai mare bancă offshore din lume. Banca nu a dezvăluit niciodată suma exactă pe care a primit-o de la naziști, însă este estimată la câteva miliarde de dolari. Bancherul lui Dumnezeu. Din moment ce Vaticanul este un stat suveran, nu este obligat să dezvăluie informații despre tranzacții autorităților. Roberto Calvi a fost președintele băncii italiane Banco Ambrosiano, câștigându-și numele de bancherului Dumnezeu din cauza legăturii sale cu Vaticanul. În timpul mandatului său, Calvi a mutat conturile băncii sale și ale Vaticanului în conturi offshore ilegale, IORE bucurându-se astfel de reduceri substanțiale. În 1982, autoritățile au descoperit în sfârșit o gaură în finanțele băncii Ambrosiano, conducând către prăbușirea întregii operațiuni. Între timp, Vaticanul nu a recunoscut niciodată legăturile cu Roberto Calvi sau că ar fi fost implicat în ceva ilegal, ci doar a plătit suma de 214 milioane de euro într-un acord. Evaziune fiscală. Vaticanul se bucură de o reducere a impozitului pe proprietate pentru toate proprietățile necomerciale care conțin o capelă, însă folosindu-se de această lege, oficialii au reușit să ignore taxe care s-ar fi ridicat la 4 miliarde de euro. Acest lucru s-a petrecut între anii 2006 și 2011, până când Curtea Europeană de Justiție a hotărât că acțiunile statului erau ilegale. Astfel, Vaticanul a fost forțat să plătească 4 miliarde de euro din impozite, însă suma adevărată ar fi fost de fapt mult mai mare. Potrivit unor estimări, dacă s-ar ține cont și de taxele pe care Vaticanul a evitat începând cu 1992, suma reală ar crește de fapt la 13 miliarde de euro. Exorcisme. Deși poate că pare greu de crezut, chiar și după toate dezvoltările în domeniul științei și al medicinei, exorcismele încă sunt practicate până în ziua de astăzi. Conform răposatului exorcist, șef al Vaticanului, părintele Gabriel Amort, ar fi practicat cel puțin 70.000 de exorcisme de-a lungul carierei sale de peste 60 de ani ca preot. Tot conform lui, în lume ar exista undeva la 300 de exorciști, printre care se află chiar și unii papi. Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat personal 3 exorcisme în timpul domniei sale, unul dintre care ar fi eșuat, în timp ce Papa Benedict al XVI-lea nu doar că ar fi exorcizat 2 bărbați în 2009, dar a extins rândurile exorciștilor sponsorizați de catolici în întreaga lume. Vaticanul a ajutat naziștii după război.
După al doilea război mondial, Europa a fost un loc ostil pentru naziști, motiv pentru care mulți au ales să fugă în numeroasele țări ale Americii de Sud. Se estimează că majoritatea naziștilor care au fugit din Europa au făcut asta din Italia. Odată ajunși în Vatican, naziștilor li s-ar fi înmânat documente false care le permiteau să părăsească continentul. Pe lângă asta, se pare că după război, Vaticanul a intrat în posesia unei cantități de aur nazist în valoare de 254 de milioane de dolari, pe care l-ar fi traficat mai apoi în Argentina și Spania pentru a fi oferit naziștilor care au fugit de acuzații. Concluzie. Deci, așa cum am putut vedea, până și un stat atât de sfânt precum Vaticanul are secretele sale murdare. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.